E greu de înțeles. E greu de înțeles, în mod special fotbalul românesc. Acum câteva etape, dacă nu mă înșel, Rapid după Arena Națională a zdrobit FCSB-ul. Acum câteva zile, CFR-ul a fost zdrobită de Hunedoara. Iar acum vine la București și zdrobește Rapid. Și toate au fost cu patru. Toate au fost pe 4 goluri. Exact. Este o victorie meritată a CFR-ului, a jucat mai bine, a controlat jocul, a avut ocazii și au creat ocazii, dar, repet, nu mai poți să analizezi sau nu mai poți să înțelegi fotbal românesc și, în mod special, Rapiduleț. Ce credeți că se va întâmpla? În primul rând, nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Dar în primul rând cred că este o problemă de mentalitate, de profesionalism. Jucătorii noștri și în general fotbal românesc suferă la acest capitol la mentalitate. Ce credeți că pericol, domnul Bergodi? Bergodi. Antrenorul are vreo vină, antrenorul? Domnul Bergodi, credeți că... Păi dacă mă iau cu ce se întâmplă în fotbal românesc și cred eu că FCSB câștigă campionatul cu Gigi Becali antrenor, dacă mă iau CFR Cluj a jucat în seara asta, scuzați-mi expresia, cu doi antrenori care au fost pus peste noapte, deci fără antrenor, iar Rapidulețul a jucat cu domnul Bergodi.